Spectacol fotbalistic vineri la Giurgiu, când de la ora 19:45 pe Arena Marina Anastasovici se va disputa partida dintre Naționala de Tineret a României și cea similară a Danemarcei, într-un meci contând pentru campania de calificare la Campionatul European Under 21 din 2017. Pentru această partidă, biletele vor fi puse în vânzare începând de mâine în 3 locații din oraș. Iată locațiile și programul de funcționare al caselor de bilete. Organizatorii partidei mai anunță că prețul biletelor este de 5 lei pentru peluze și 10 lei pentru tribuna 1. Accesul spectatorilor se va face prin poarta 8 pentru tribuna 1 și prin porțile 2 și 4 pentru peluze. În preliminariile Euro 2017, România face parte din grupa 5 alături de Bulgaria, Țara Galilor, Danemarca, Luxemburg și Armenia. Câștigătoarea grupei se va califica direct la turneul final, iar cele mai bune 4 din 9 ocupante ale locurilor secunde vor disputa un play-off pentru a decide ultimele două selecționate, care vor merge la Euro 2017 din Polonia.